pâinea fără drojdie, avem nevoie de aproximativ 500 de grame de făină. Eu am aici o făină de tip 00, 450 de grame de lapte bătut sau chefir. Dacă nu aveți niciuna din aceste două ingrediente, puteți face un amestec de iaurt și lapte, cantități egale, să ajungeți la această cantitate, sau lapte amestecat cu jumătate din zeama de la o lămâie, 50 de grame de unt rece, 14 grame de praf de copt, 2 linguri de zahăr, aproximativ 40 de grame, o lingură și jumătate de bicarbonat alimentar, sunt aproximativ 10 grame, și o lingură de sare. Peste făină adaug sarea, bicarbonatul, zahărul, praful de copt și untul, frământ foarte puțin, doar cât să împrăștii puțin untul în făină. Puteți adăuga semințe după plac în această pâine, însă eu am preferat să o fac simplă astăzi. Dacă vreți o pâine integrală, puteți pune cantități egale de făină diferită. Folosiți o făină integrală și o făină normală. Iar acum voi începe să adaug laptele bătut sau chefirul după caz. După cum vă spuneam, nu trebuie amestecat foarte mult, doar cât să formăm o minge de aluat. Aluatul va fi destul de moale, să zic așa. Puteți adăuga chiar și tot iaurtul odată sau puneți toate ingredientele în bolul unui mixer și le amestecați. O să scot totul pe masă. Rost bine excesul de pe mână. Mâinile. Adunăm totul într-o singură bilă. După cum v-am spus, nu trebuie frământat, doar cât să faceți un aluat compact. Ideea este că dacă veți frământa foarte mult aluatul, el nu va mai crește. Să-i dăm o formă cât de cât rotundă. Pune într-o tavă. Am preserat o tavă cu diametru de 24 de cm cu făină și pun aluatul în tavă. Aluatul o să fie ușor lipicios, dar este absolut normal. Tăiem aluatul cu un cuțit ascuțit. Facem practic o cruce. După ce am făcut crucea, această tăietură în cruce pe pâine, o acopăr cu o folie de aluminiu și pun pâinea la cuptor pentru aproximativ 20 de minute. Cuptorul l-am preîncălzit și are o temperatură de 200 de grade. Folosesc funcția statică a cuptorului. Au trecut cele 20 de minute, iar acum voi scoate folia de aluminiu și mai las la cuptor pâinea pentru aproximativ 40-45 de minute sau până când este bine rumenă deasupra. Pâinea noastră este coaptă, uitați cât de bine arată. Miroase extraordinar de bine. Acum o vom scoate imediat din tavă și o vom pune pe un grătar. Uitați cât este de frumoasă. Fiți atenți că arde. Iar acum o lăsăm să se răcească până ajunge la temperatura camerei, după care o putem tăia. Haideți să și tăiem o bucată de pâine. Este încă călduță. Uitați cât de bine arată și este moale și bine coaptă în interior. Cu cât este mai rece, cu atât se va tăia mai bine. Sper să vă placă și această rețetă și să vă fie de folos în această perioadă. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost și astăzi alături de mine și ne vedem data viitoare cu o nouă rețetă. Pa, pa!